Ne trezim deseori că ne judecăm copiii în sinea noastră. Da, facem asta. Chiar ne judecăm copiii. Câteodată. Cum putem să nu-i mai judecăm? În primul rând, să învățăm să nu ne mai judecăm pe noi însene. Când vom învăța acest lucru, va fi mult mai ușor să nu-i mai judecăm nici pe ceilalți. 2. Să acceptăm că sunt persoane separate de propria persoană. Adică să nu ne mai identificăm cu ei. 3 să le dăm voie să experimenteze pentru că doar așa pot învăța în această viață. Odată ce ajungem să conștientizăm acest lucru, ne va fi mult mai ușor să nu judecăm ceva fac ei. 4. Să acceptăm că ei au un alt drum față de al nostru. Ei în viață vor avea nevoie poate de alte Abilități, competențe, și așa mai departe, pe care e necesar să le dezvolte prin anumite experiențe. Aceste experiențe sunt date de comportamentul și de acțiunile lor.